Vrednicia și nevrednicia. Numele bun al părinților ne însoțește atâta vreme până când începe să ne fie cunoscut propriul nostru nume. De aceea, numele nostru capătă valoarea trăirii noastre, valoarea cinstei noastre, a faptelor noastre și a vieții noastre vrednice sau nevrednice. Și vom rămâne apoi și în amintirea lui Dumnezeu și în aceea a oamenilor cu această valoare. Mulți au primit o avere bună prin moștenirea de la înaintașii lor harnici și cumpătați. Dar dacă ei n-au știut să păstreze prin muncă și prin cumpătare această avuție, ci prin lene și risipă și-au pierdut-o, în zadar a fost moștenirea lor. Oricât de mare și de frumoasă să le fi fost o moștenire de la părinții lor buni, niște fii netrebnici și risipitori o pierd curând și rămân în zdrențe și în mizerie. Nu-i mare lucru să primești o avere, e mare lucru a o păstra și crește. Ferice de fiul înțelept și chibzuit care, odată învrednicit de Dumnezeu cu niște avuții frumoase, trupești sau sufletești, știe prin muncă și prin chibzuință cum să păstreze și să crească aceste avuții. Înțelepciunea și chibzuința sunt o avuție mai mare ca o casă plină de aur. Dar acestea le are numai omul vrednic. Inima lui Dumnezeu, cea plină de dragoste pentru noi, este totdeauna gata să ne asculte cu toată graba și bucuria, ori de câte ori avem o trebuință și o nevoie de vreun dar sau de vreun ajutor din partea sa. Mai mult decât este gata o inimă de mamă să împlinească cererea fiului ei iubit. Precum și inima unei mame așteaptă și dorește ca fiul ei să-i ceară, așa așteaptă cu dor și cu bucurie și inima Domnului ca noi să-i cerem ceea ce ne lipsește și ceea ce El știe că noi avem nevoie și dorim cel mai mult. Dar inima niciunei mame nu e atât de gata să asculte ca inima lui. Cel dintâi lucru bun de care Domnul știe că avem cea mai mare nevoie este înțelepciunea, căci toate celelalte cereri noi trebuie să le facem cu înțelepciune. Orice rugăciune și orice cerere făcută fără înțelepciune sunt rele. Iacov, capitolul 4, versetul 3. Adevărata înțelepciune ne învață să păstrăm tot ce este un bun primit din îndurarea și dragostea lui Dumnezeu. Să păstrăm curăția gândurilor, înfrânarea simțurilor, podoaba smereniei, blândețea graiului, lumina cărărilor primei învățături. Din bogăția adevărurilor mântuitoare, Dumnezeul nostru încă vrea să ne mai dea atât de mult. Să ne deschidem mintea și inima ca să primim tot ce vrea El să ne dea. După aceea să avem mereu marea grijă a păstrărilor, căci numai dacă vom păstra, vom avea folos ca am primit. Prin aceasta se cunoaște vrednicia sau nevrednicia noastră. Înțelepciunea este în primul rând lumina. Înțeleptul este mai înainte de toate un om luminat și luminos. El este așezat între Dumnezeu și oameni pentru ca de la Dumnezeu să primească, iar oamenilor să le dea din ce a primit. Înțeleptul este un fel de satelit al lui Dumnezeu prin care El își revarsă binefacerile luminii sale către creaturile și creațiunea sa. El trebuie să facă acest lucru cu toată dărnicia după toată puterea sa. Prin unii inspirați, lumina de la Dumnezeu ne vine direct ca lumina prin soare, iar prin alții, lumina ne vine indirect ca lumina prin lună. Oricum, noi trebuie să o dăm cu toată bucuria la fel. Lumina de la Dumnezeu trimisă nouă prin soare ne vine caldă, curată, desăvârșită, statornică, vie, trează, rodnică și frumoasă, ca lumina lui Dumnezeu. Prin lună însă ea ne vine rece, confuză, împuținată, nestatornică, moartă, adormită, veștejită și slabă, ca lumina omenească. De aceea lumina dumnezeiască este mântuitoare, iar lumina omenească nu.
sateliții lui Dumnezeu, adică slujitorii lui buni, mărturisesc și reflectă cu toată puterea lor viața și lumina dumnezeiască. Și oricine îi urmează se împărtășește de mântuirea mărturisită prin ei. Dar sateliții oamenilor, oricât de mari și de străluciți ar părea, nu pot da decât o lumină moartă, iar nu vie, trecătoare, iar nu veșnică, profană, iar nu sfântă. Ferice de oricine are lumina lui Dumnezeu și umblă cu ea. Iată ce sunt profeții. Sunt vestitorii credincioși ai lui Hristos. Ei sunt oamenii iluminați de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu, înzestrați de Dumnezeu, aprinși de Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu. Însoțiți de Dumnezeu și inspirați de Dumnezeu, ei sunt împuterniciții Lui înaintea oamenilor, printre oameni și pentru oameni. Trimișii adevărați ai lui Dumnezeu nu sunt totdeauna preoții vreunei religii, deși pot fi și din aceștia. Și nu sunt numai dintre învățații unui popor, deși pot fi și dintre aceștia. Și nu sunt neapărat dintr-o anumită pătură de oameni, ci pot fi din oricare din acestea. După o alegere cunoscută numai de Dumnezeu, iluminații săi au fost chemați din cele mai felurite stări, din cele mai felurite pături și din cele mai felurite locuri. Preoți sau păstori, împărați sau pescari, învățați sau fără multă școală omenească, aceste mari suflete alese de El pentru a fi trimise în fața oamenilor, au trecut mai întâi prin fața Lui, prin școala Lui, prin lumina Lui. Fața lui Dumnezeu a fost, pentru trimișii săi, baia luminii prin care trecând le-a rămas dincolo de ea o față și au ieșit dincoace de ea cu alta. Le-a rămas dincolo o îmbrăcăminte, un nume, o făptură, o stare și au ieșit dincoace de ea cu altele. Lumina i-a transformat total, înnoindu-i de nerecunoscut. Ei erau aceiași și totuși erau total alții. Numai așa se putea vedea cu adevărat toată puterea transformatoare a lui Dumnezeu care i-a ales. De aceea ei s-au și încrezut în Domnul din toată inima lor, fiindcă ei erau în El, iar El era în ei. O, ce mare putere îi dă omului prezența în El a lui Dumnezeu! Și ce mare cinste îi aduce lui Dumnezeu prezența în lume a unui astfel de om! Doamne Iisuse, te rugăm, fă-ne pe toți ai Tăi să fim plini de Tine oriunde și oricând. Amin. Cuvinte înțelepte. Prin credință vezi înainte și privești ce-i nevăzut. Prin credință poți pricepe ceea ce-i nepriceput. Prin credință știi ce lucruri care sunt, deși nu sunt, căci credința-i ochiul care vede în cer de pe pământ. Domnul ne-a învățat să întoarcem și celălalt obraz la palme și cu binecuvântare să răspundem la sudalme. Vino tu și eu să împlinim mereu ce vrea Dumnezeu, căci numai așa vom putea vedea mântuirea sa. Domnul ne-a învățat ca haina să o dăm celui care n-are și să-i dăm tot ajutorul fratelui în strâmtorare. Domnul ne-a învățat iubirea pentru orice om din lume, căci numai iubind ca dânsul suntem vrednici de al său nume. Domnul ne-a învățat iertarea pentru cel ce ne greșește. Veniți, fraților, să facem cum Hristos ne poruncește. Cărarea și urmele. Deși cărările sufletului credincios în lumea aceasta nu par netede deloc, ci aspre, colțuroase și grele, totuși urmele Domnului Iisus, pe care calcă totdeauna copilul lui Dumnezeu, le fac pentru el ușoare și netede. Frumoasă este cărarea noastră numai când urmele noastre pe ea sunt frumoase. Noi știm că drumul crucii nu-i ușor,
dar dacă credem puternic în Domnul Iisus Hristos care merge pe El înaintea noastră, atunci nimic nu ne mai pare lung, nici greu, nici aspru. Urmele lui Iisus fac luminoasă toată cărarea noastră spre cer. Noi știm că paharul suferinței nu-i dulce, dar dacă credem că numai în felul acesta noi ne putem curăți de multa întinăciune trupească, atunci mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Și orice lucru pentru care mulțumim lui Dumnezeu devine fericit pentru noi. Noi știm că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, dar dacă credem că Iisus, Domnul nostru, a biruit prin toate acestea, atunci trecem și noi biruitori prin toate. În felul acesta, El netezește toate cărările noastre până la ea. Domnul nostru Iisus Hristos s-a așezat în fruntea noastră pe înălțimile trăirii și inspirației, spre a ne lumina drumul nostru către El, poruncindu-ne. Așa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre, să preamărească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ce minune cutremurătoare este lumina vieții oamenilor sfinți! Nimeni n-are nevoie de sprijinul mai multor rugăciuni ca acești oameni sfinți care au această cea mai strălucită, dar și cea mai grea misiune între oameni și pentru ei. Să ne rugăm totdeauna pentru ei, căci prin ei ni se netezesc și nouă cărările spre Dumnezeu. Orice drum are două margini și are o țintă. Orice grupare are două extreme, ca și un drum, două șanțuri. Orice învățătură poate avea cel puțin două interpretări, precum chiar și lucrarea cea mai clară poate avea o dreaptă și o stângă. Înțeleptul este numai acela care știe să țină linia îngustă de mijloc, spre a nu se abate nici la dreapta, nici la stânga. Dumnezeu care este unic, care este dragostea unică și care este adevărul unic, nu iubește niciodată extremele. El urăște extremele și ne poruncește ca nici noi să nu le urmăm niciodată. Cărarea pe care mergi, poruncește cuvântul său sfânt, să fie netedă, curată, dreaptă. Toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Proverbe, capitolul 6, versetul 27. Numai de tine depinde și alegerea cărării și grija mersului pe ea. Cel ce are în privința credinței un mers fără cotituri și fără căderi este omul de cel mai mare preț în fața lui Dumnezeu. Hotărârea mântuirii și pasul legământului numai atunci au preț în fața lui, când cel care ia hotărârea și pornește cu legământ rămâne apoi statornic și merge neabătut până la moarte. Ferice de cel ce nu se abate de la calea Domnului niciodată. Urmele drepte, adânci și frumoase ale unui om credincios cu un mers drept și fericit sunt cea mai puternică predică, cea mai clară dovadă și cea mai convingătoare chemare la Dumnezeu pentru toți câți privesc la El. Niciun om nu poate avea o valoare mai mare decât acela care, prin felul lui de viață, a mers mereu prin mijlocul drumului cinstei, prin mijlocul oamenilor vrednici și prin mijlocul învățăturii sănătoase. Omul care a ajuns la o poziție socială prin mijlocul vrednic al pregătirii sale este totdeauna respectat. Omul care a ajuns la pâinea sa prin mijlocul cinstit al muncii sale este totdeauna învrednicit de cinste. Omul care a ajuns la bătrânețea sa prin mijlocul cumpătat al unei trăiri pline de omenie și de credință va fi socotit de toți un înaintaș sfânt. Omul care s-a ferit de ideile extremiste, de căile extremiste, de oamenii extremiști, de tot ce se abate fie la dreapta, fie la stânga, de la mijlocul sănătos al credinței, al dragostei, al învățăturii, al vieții, este omul binecuvântat.
Direcția sănătoasă și echilibrul cumpătat ni le dă numai Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin cuvântul Său și prin pilda Sa. Iar după El, sfinții și marii Lui trimiși ne sunt la fel pilde și călăuze. Călcați pe urmele mele, căci și eu calc pe urmele Lui Hristos, a spus Sfântul Pavel. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1. O, ce mare har și binecuvântare sunt, în mijlocul celorlalți oameni, niște părinți credincioși, niște bărbați hotărâți, niște îndrumători vrednici și chibzuiți. Orice familie care îi are, dacă îi ascultă, propășește văzând cu ochii. Vai de cei ce nu-i au, dar și mai vai de cei care, dacă îi au, nu-i ascultă. Cine are astăzi un drum, mâine altul? Cine are astăzi o familie, mâine alta? Cine are astăzi o învățătură, mâine alta? Azi o credință, mâine alta? Azi o biserică, mâine alta? Azi un adevăr, mâine altul? Acela este azi la dreapta, mâine la stânga. Cine, în loc să se ferească de rău, fuge de bine și în loc să treacă drumul cu grijă, îl pierde cu nepăsare, acela, în loc să ajungă la Dumnezeu, va ajunge la Satana. Cuvântul Domnului ne poruncește să ne ferim chiar și numai de ceea ce se pare rău. Dar cine nu se ferește nici de ceea ce se vede de către toți că este rău, cum să ajungă bine? Cine nu ascultă nici de Biblie, nici de biserică, nici de frați, acela nu mai poate fi salvat de nimeni de la moartea veșnică. Acela astăzi este aici, iar mâine va fi în iad. Căci Dumnezeu îi urăște pe oamenii neascultători și nestatornici. Psalmul 119, versetul 113. Îndură-te, Doamne, de toți și ajută-i să nu se piardă nimeni. Amin. Cuvinte înțelepte. Fiii mei, păstrați credința, căci acei ce o pierd decad în credințe rătăcite, iar acestea sunt un iad. Nu scălăi mai cruzi atunci, nici fățari, nici mai urâți, și atâția merg la moarte de pierzarea lor târâți. Statornicie și abatere. Ține-te de mijlocul sănătos al urmelor sfinte pe drumul sfânt cu o trăire sfântă. Nu te mai abate niciodată în nicio parte, după nicio altă învățătură, după niciun alt chemător, spre nicio altă cale. Rămâi cu Dumnezeu în starea în care ai fost chemat și vei primi de la Dumnezeu cununa care ți s-a făgăduit. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 24 și 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8. Noi nu suntem singuri niciodată. Când nu suntem înaintea părinților sau a învățătorilor sau a maestrilor, suntem înaintea altora, înaintea semenilor printre care umblăm sau trăim. Niște ochi atenți se uită totdeauna după noi. Niciodată nu suntem absolut singuri, nici trupește, nici sufletește. Să lucrăm și să umblăm ca și cum neîncetat ne-ar privi mii de ochi. Când suntem pe stradă, se uită după noi ochii străzii. Nici nu ne dăm seama de unde și cum se uită după noi niște ochi cercetători. Când suntem acasă, la fel. Chiar când nu suntem între oameni, suntem totdeauna printre lucruri. Dar și lucrurile au ochi, au mii și mii de ochi care se uită după noi. Pomii, gardurile, ferestrele, pământul, toate au ochi și toate văd viața și faptele noastre. Și toate vor mărturisi odată pentru noi sau împotriva noastră. Pe toate zilele și pe toate lucrurile se imprimă imaginea umblărilor noastre și undele cuvintelor noastre din trecerea noastră prin ele. Noi nu ne dăm totdeauna seama de acest adevăr, dar aceasta se petrece totdeauna așa. Ferice de cel căruia n-are de ce să-i fie frică sau rușine din umblările sale. Nu numai că mii de ochi ne văd sau că mii de urechi ne ascultă,
dar și mii de guri vor spune tot ce am făcut noi, chiar și în locurile și în clipele când am crezut că suntem mai ascunși. Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 2 și 3. După cum este scris, nu este nimic ascuns care să nu fie scos la lumină. Curând vom ajunge să vedem că nici forma și nici sunetele cuvintelor din aer nu s-au pierdut, ci se vor putea asculta din nou așa cum au fost rostite ele în orice timp și în orice loc ar dori să fie. Atunci, cel care a făcut mintea, cum să nu cunoască? Nimic nu se pierde, ci totul se transformă. Însemnat lucru este numai să găsim noi cheia pentru forma cea nouă în care a ajuns astăzi ceea ce căutam din trecut și care nu se pierde de undeva niciodată. Cheia multora s-a găsit, cheia celor mai multe încă nu, dar noi nici nu bănuim acum ce noi descoperiri ne vor lumina și mai mult adevărul că noi nu suntem niciodată singuri și că nimic din faptele noastre nu piere. Și că nici unele din cuvintele noastre nu se uită, și că până și imaginea noastră rămâne întipărită pe lucruri, cum rămân amprentele degetelor noastre pe tot ce atingem cu ele. Toți perii capului nostru sunt numărați, Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 30, și toți pașii noștri și toate faptele noastre. Ce gând fericit și totuși cutremurător este acesta! Dar chiar când niciun ochi din afară credem noi că nu ne poate vedea sau urmări și înregistra faptele și cuvintele noastre, sunt totuși doi ochi neadormiți care ne văd. Ochiul veșnic treaz, atotpătrunzător și sfânt al lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 4, versetul 13. Și ochiul conștiinței noastre. Ochiul conștiinței noastre nu-l putem acoperi și închide niciodată. Orice facem, oriunde mergem, oricum umblăm, oricând și oricât, noi trăim mereu înaintea ochilor lui Dumnezeu. Pe retina ochilor lui, imaginea și sunetele pe care le lăsăm noi se imprimă ca pe un film. Întocmai așa se imprimă și pe conștiința noastră. Nu este niciodată niciun om rău care să scape și să nu fie prins. Mai curând, ori mai târziu, orice nelegiuire este descoperită și orice nelegiuit este pedepsit. Pentru că cei doi martori veșnic prezenți la fiecare faptă nu lasă să rămână nimic ascuns, iar dreptatea veșnică nu lasă nimic nerăsplătit. Aceasta este o lege statornică, fără nicio abatere. Voi, suflete curate, care umblați în lumină și lucrați în nevinovăție, fiți fericite! Toate binecuvântările, toate lacrimile, toate nădejdile și jertfele voastre făcute în ascuns vor fi răsplătite la lumină. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele de la 4 la 6. Tot trecutul a dovedit aceasta și tot viitorul o va dovedi. Dar voi, suflete desfrânate care umblați în întuneric, în stricăciune, în vicleșug și conspirații, îngroziți-vă! Toate murdăriile, toate înșelăciunile, toate crimele, toate vânzările și fără de legile voastre ascunse, toate vor fi osândite la lumină. O, ce dreptate cumplită se va face atunci pentru oricine nu vine astăzi la Mântuitorul Iisus Hristos, singurul care poate spăla toate acestea cu sângele său și cu lacrimile amare ale celor ce vin. Dumnezeul nostru, care este iubire și lumină, urăște totuși un lucru: întunericul și toate relele ce se fac în el. Dumnezeu, care este curăție, urăște tot ce este murdar în gânduri, în cuvinte, în fapte, la orice om, oriunde ar fi el. Dumnezeu, care este blândețe, urăște orice cruzime, orice lipsă de milă, de înțelegere, de îngăduință, pentru că toate acestea sunt păcatul și cine le face este din Satana. Dumnezeu, care este iubire, urăște cu toată puterea și osândește cu toată tăria orice vine din Satana. Dumnezeu este chemare,
dar respinge cu tărie pe oricine nu părăsește păcatul. El este iertare, dar condamnă pe totdeauna pe oricine rămâne în păcat, fiindcă cine, după toate acestea, poate rămâne în păcat, este satană, nu om. Până când păcatul nu și-a întipărit chipul lui scârbos peste ființa omului, o, ce minunat era omul! Omul, așa cum a ieșit el din mâinile minunate ale lui Dumnezeu. Ce minunați sunt ochii nevinovați ai copiilor, cuvintele nevinovate ale copiilor, mâinile și picioarele nevinovate ale lor. Ce plină de farmec le este toată ființa lor nevinovată, pentru că nevinovatele sunt toate faptele lor. Dar îndată ce copilul devine om mare și ajunge ca păcatul să-și pună înfățișarea lui peste toate minunatele lui mădulare, chipul frumuseții și luminii dispare de peste om și totul se scufundă din ce în ce mai mult în urâțenie și în întuneric. Frumosul chip al lui Dumnezeu se pierde de peste om și în locul lui păcatul conturează tot mai clar urâtul chip al lui Satana. O, ce nefericită transformare este asta! Un singur lucru urăște Hristos pe Satana. Un singur lucru urăște adevărul, minciuna. Un singur lucru urăște sfințenia, păcatul. Și acestea nu pot locui împreună niciodată în aceeași inimă. Că ori Hristos îl va alunga pe Satana, ori Satana îl va alunga pe Hristos. Ori sfințenia va nimici păcatul, ori păcatul o va nimici pe ea. O, ce fericită este transformarea aceluia în care Hristos îl nimicește pe Satana! Omule, la început a ieșit din mâinile lui Dumnezeu, frumos ca lumina, curat ca adevărul și plăcut ca sfințenia. Trecut prin baia botezului, aceste minunate trăsături dumnezeiești s-au fixat peste chipul tău, devenind moșteniri personale. Dar păcatul ulterior ți le-a nimicit. Vino acum, prin nașterea din nou la Hristos, ca El să ți le dea iarăși și să ți le fixeze pe veșnicie ca să fii al Lui. Am mai spus ce frumos e omul cât timp le are nestricate pe acestea în starea de copil. Atâta vreme cât, necunoscând binele și răul, el nu s-a lipit de rău. Iar după trecerea și înstăpânirea păcatului peste aceste minunate moșteniri ale omului, ce prăpăd nimicitor rămâne după el peste viața bietului om. Dacă aceasta este și starea ta, vino acum la Domnul Iisus ca să fii spălat și sfințit prin sângele Lui. Apoi urmează-L pe El, păstorul cel bun, care te va duce mereu la pășunile sale dulci și la apele sale dătătoare de viață. Astfel, umblând mereu cu El, vei ajunge în curând în fericirea Lui veșnică. Domnul Iisus, dulcele Mântuitor, să-ți ajute așa. Amin. Știți voi, fraților, ce-am spus la întâlnirea cu Iisus? Că de-ar fi să și murim, noi n-o să-L mai părăsim. De ce oare acest cuvânt l-am uitat așa curând? Doamne, nu lăsa să mai pot uita ascultarea Ta, ci să-mi țin mereu legământul meu pus lui Dumnezeu. Știți voi ce am făgăduit când la Domnul am venit, rugăciunea lăcrimând, Biblia cu drag căutând? De ce oare acum anus astea cum atunci am spus? Știți voi oare ce gând sfânt am luat în legământ? Casa Domnului să știm, tot mai mult s-o prețuim? De ce oare acum uităm, s-o iubim și s-o căutăm?